jumătate a fost găsit cu termen de valabilitate, iar jumătate era expirat. Deci, producătorii au început să se spun că au fost niște greșeli de etichetare, dar pe jos se termină, în momentul în care jumătate era termen și jumătate era depășit. Și pentru a preîntâmpina toate aceste lucruri, vă rog frumos, luați legătura cu directorii și acolo unde sunt probleme de sensibilitate, pentru că, conform legislației, tot acest an trebuie să fie pus în serviciu și de la stare. Iar primarul și președintele Consiliului Județean să aleg prin vot uninominal. Viceprimarul și vicepreședinții Consiliului Județean să aleg prin vot indirect de către membrii Consiliului, Consiliul Local și Consiliul Județean. Aș vrea să încep prin a vă prezenta, în primul rând, organizarea secțiilor de votare, secții de votare care în orașe trebuie să aibă un număr cuprins între 1000 și 2000 de alegători cu drept de vot și să faci organizarea unor secții de votare în locuri mai izolate cu un minim de 500 de locuitori. Este foarte important să fie respectată această proporție. În urma precedentelor alegeri sau... Comun, ați reușit 2100 și ceva, ați lăsat o secție, dar la Stoicănești... Da, că... 2400. Da, 2400. Dar una e 2400 și alta e 2050. Păi, domnule, dacă e lege să fie și pentru ăla care are 2000. Domnul primar, autoritatea electorală permanentă a spus... Dă o notă foarte proastă pentru localitățile noastre și pentru calitatea noastră de primar actual sau viitor. Vă mulțumesc! Ce mai faci?